Rezultat remarcabil pentru Șomus Fălticeni în etapa 13-a din Liga 3-a. Echipa din Fălticeni a reușit să obțină un punct important în deplasare pe terenul liderului Știința Miroslava. Scorul final a fost 2-2 după ce Șomus a condus în două rânduri prin golurile marcate de Ionuț Plămadă și Viorel Pătrășcan. Acest rezultat schimbă ierarhia în clasament, pe primul loc urcă FC Bacău cu 2 puncte avans după victoria de la Piatra Neamț. Pentru Șomuz urmează derbiul județean cu Bucovina Rădăuți pe 30 noiembrie la Fălticeni. Rădăuțenii au pierdut surprinzător în etapa de astăzi pe teren propriu în fața ultimei clasate USV Iași.